Dragii mei, sunt în pauză. Se așează mâncarea. Dar, totuși, în pauza asta, vreau să vă arăt cum se sapă în grădină. Cu hârlețul. Cu hârlețul ăsta sap eu. Aveam o problemă cu hârlețele cu coadă clasică, pentru că ori se așchia și mă deranja la mâini, ori se rupea coada foarte des, eu nefiind obișnuită și coada trebuie înlocuită și așa mai departe, un chin, timp și nervii consumați în zadar, așa că am cumpărat hârleți cu coadă metalică. Și cam toate ustensilele mele au coadă metalică pentru, din același motiv. Și grebla, și săpăliga asta, și cred că în curând și sapele vor avea coadă metalică, pentru că e mult mai comod și nu sap hectare, sap o bucățică de grădină, atâta tot. Deci, cum se sapă? Se sapă foarte simplu. Se ia cam un cât intră hârlețul, așa, se întoarce, așa, se întoarce și apoi se mărunțește cu hârlețul sau cu săpăliga care v-am arătat-o sau cu, și se mărunțește și cu grebla la urmă de tot. Iar apoi se procedează la plantarea a ceea ce avem. Acum e timpul plantărilor de primăvară, nu-i timpul trecut. Vă urez spor la muncă și pentru că pauza mea s-a cam terminat, e cazul să încep să pun cartofii. La revedere!